Echipa TV Prima a încercat astăzi să realizeze un reportaj despre rezultatele obținute la alegerile parlamentare 2014 în Raionul Glodeni. Încercările însă au fost zadarnice și asta deoarece reprezentanții Comisiei de Circumscripție, cât și secretara Comisiei, au refuzat să ne ofere informații în fața camerei. Ne întrebăm oare cum vom ajunge un stat de drept dacă funcționarii care primesc bani din bugetul statului nu vor să ofere informații pentru cetățeni. Eu vă pregătesc procesul verbal. Dacă dumneavoastră este pregătită să răspundă la câteva întrebări, da, dacă nu trebuie și altuțăm de ieri să ne spuneți. Nu dăm interviu. A să vii, domnul, și asta e interviu. Cum i-a spus? E că și-ai greșit. Nu ne portați interviu, da? Domnul Tuceac a vorbit, o spus că mâine vine dumnealui ca președinte și vine la doamna Rodica, așa să acorde interviu. Eu să acord interviu, dar eu trebuie din timp să ne spuneți, da? Așa ce superbat. Nu, adică nu domnul Igor Tuceac a vorbit că... Eu nu știu, nu-i prima la pasiunea. Stați să-mi ușați văd.